Planul Național de Combatere a Cancerului a iscat multă discuție aprinsă în rândul parlamentarilor, mai ales după ce săptămâna trecută Camera Deputaților a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Deputata USR de Hunedoara, Poliana Hangan, a declarat că este inadmisibil ca Vetuța Stănescu să-l susțină pe Rafila, știind că în județ sunt mii de pacienți bolnavi de cancer, iar el le refuză tratamentul. Avem peste 17.000 de pacienți de cancer în județul Hunedoara. Avem cea mai mare incidență a cancerului din România. Asta înseamnă peste 17.000 de familii măcinate și distruse pentru că este o boală care afectează nu doar pacientul care suferă de această boală, ci și pe toți cei din jurul lui. Știți că pacienții de cancer au ajuns să-și cumpere singur morfina pentru că domnul Rafila nu e în stare să gestioneze situațiile astea de la minister? Colegii mei parlamentari de la celelalte partide din județul Hunedoara l-au susținut pe domnul Rafila. Măcar de ar fi avut bunul simț să lipsească de la asta. Doamna Vetuța Stănescu se duce din partea PNL, se duce la tribună, la tribuna Parlamentului și susține discursul PNL-ului de susținere a ministrului Rafila. Mai trist decât atât, o mai mare nepăsare este, nu am cuvinte, să o judece pacienții bolnavi de cancer din județ de la noi, să o judece familiile lor și nu poate să afirme că nu știe care este situația, pentru că PNL-ul deține conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, căreia eu i-am solicitat informații cu privire la situația pacienților oncologici de la noi din județ. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, care știe că cei mai mulți pacienți provin din Deva și din împrejurime, aproape 30% din pacienții din județ sunt de aici, de la noi. Și tu, parlamentar, să te duci să susții așa ceva, să susții un ministru care le refuză pacienților de cancer tratamentul, este sub orice critică.